Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit la un nou episod din Turmoil. Ne aducem aminte, în episodul anterior, Ricardo a câștigat foarte, foarte, foarte mulți bani. Noi n-am câștigat chiar foarte mulți, am câștigat doar 6800. Am făcut mai mulți decât Blanche, decât Joshua nu, chiar dacă am rămas cu impresia că am făcut mai mult și decât Joshua, și Joshua a făcut mai mult cu vreo 2000 jumate, ceva de genul, plus minus. Se pare că s-a deschis un nou magazin, hai să dăm aici să vedem, un nou magazin, ok, Rainer, ce zice? Hello, numele meu e Rainer și nu e Rainer din StarCraft, ci e Rainer din Turmoil, este un antrenor, ok, el se ocupă de căluți, să-i țină sănătoși, așa, în sănătate, și pregătiți pentru muncă, deci îi ține sănătoși și pregătiți pentru muncă. Ia uite, are un telescop aici, inventatorul nostru. Bun, înapoi la Rainer, vino pe la grajdurile mele și poate găsești ceva ce te poate ajuta. Bun, mulțumesc. Ce drăguț, Edward. Edward are un telescop. Și încă o clădire în construcție. Interesant. Hai să mergem pe la grajuri, vedem ce size, mărimea. Ai, face pe cai mai puternici și că atare cară mai mult. Ok, counter. Îmi zice câți căluți am. În caz că nu mai apuc eu să-i număr, probabil dacă ajungem prea departe. Și mărimea hergeliei îmi dă plus 10 cai, încât pot ajunge la 25. Deci se pare că ajungem doar la 15 cai. E bine de știu că avem voie doar 15 cai. Hai să mergem la primărie și să licităm pentru pământuri. Deci noi am avut un pământ relativ bunicel. Ce bun a fost ăsta. Hai să venim aici. Nu, trebuie să dau click aici mai întâi. Bun. Hai să încercăm aici. Bun. Ce m-au dat ăștia afară? Cine e plin de bani? Plin de bani ești tu, Ricardo. Ia uite, Ricardo a plătit 3000 ca să vină în locul meu. Foarte bine, vin eu aici între voi, mă lăsați? M-ați lăsat, mulțumesc! S-au scăzut bănuții, toți am plătit câte 1000, numai Ricardo, că avea de unde, a plătit 3000. Hai să ieșim de aici. Ce-s astea? Ce-au fost alea? Ok, hai să mergem să săpăm. Jill, du-mă la acțiune. Așa. De la 1 ianuarie la 30 iunie, începem repede, pam, nu, tu aici, pam, și tu aici, pam, D, deci tu ești D, tu ești R, tu ești S și tu ești W. Ok, să vă țin minte. Prețurile la început sunt bune, când încă nu am instalația făcută, să sperăm că vor fi și mai încolo. Ok, tu ai găsit. Tu ai găsit. Aha, bine. Hai că pun unul aici momentan. Vino așa și vino așa. Ia uite, costă 3-ul. Decenți. Adică cu 1,03. Vino tu mai încoace. Superb. Și avem producție. Avem producție de 0,5. Băgăm direct aici 0,6. Direct în vânzare băgăm. Hai, nu-l mai aștepta. Du-te și vinde. Du-te, băiatul, și vinde. Așa. Că, uite, bara asta mai are ea până se umple. Ok. Vinde acolo cu 1,6, cât suntem la început acum, ca să... Ia că oricum va trebui încă un cal. Dar nu are de unde să se umple. Fiindcă trebuia noi să ne îmbunătățim noi puțin țevile. Dar nu știu dacă am fi avut bani. Ok, punem un siloz, să zicem,
aici. Deja nu mai vinem, se ieftinește prea mult. Dar avem destui bani să punem o a doua sondă. Ia vine tu așa și tu așa. O a doua sondă. Super! Și avem țiței. Avem țiței și din a doua sondă a dispărut aghiotantul nostru cu pălărie și cu bățul cu care se scarpină după pălărie. Și ar trebui încet, încet să ne mai punem eventual... Nu. Uite, deja se termină prima treime. Prețurile nu sunt foarte strălucite. Momentan ne umplem silozul. Dacă ne umplem silozul, după aia putem să ne facem griji și să zicem hai să vindem noi pe acolo, pe da, undeva un 0,70-0,80. Dar... momentan suntem ok. Ce face stânga? Stânga crește. Îmi place foarte mult când văd că îmi crește un preț. Asta este un lucru foarte bun. Ok. Ar trebui să îmbunătățesc cumva țevile astea, să tragă mai ușor și mai repede. 65. Haide-i cu 66-le. 2. Nu mai vrea să crească. Dreapta a rămas și el la 54. Nu, se duce în jos, se duce în pivniță. Uite, 66-le în stânga. Și iată că nu mai am loc. Deci, ori vând, ori mai pun un siloz. Și cred că pun un siloz fix lângă fabrica din stânga. Cred că am eu așa o presimțire că aceea va fi fabrica cu succes. Sperăm că așa va fi. Dacă nu... trebuie să alerge toți caii de aici din stânga până la fabrica din dreapta. Uite 70, uite 61. Tung tung, 71, 62. Ia, sunt curios. Ah, dar n-am bani. Tu ai încăpea aici? Ah, încăpea aici un siloz. Ok, dreapta mouse anulăm. 74. Hai să vindem totuși măcar... ce facem? Așa, vindem măcar o livrare. 77, 78, o livrare acolo și una acolo. Este cel mai puțin strategic lucru pe care pot să-l fac, dar pot să mai iau un cal și să vin aici cu 2. Și la prețul ăla puțin mai puțin bun, se duce calul ăsta din silozul acesta și restul se duc din ăla. Ok, zic că e bine. Uite, 86, îmi crește încă, 97, 98, 99 și ajungem la un dolarel. Ia vinde tu aici. Cred că dolarelul ăla e mai puternic decât nici măcar 90. S-a speriat de mine. 90 e diferență de 17 cenți, 18 cenți, o duc bine în dreapta. 17, 18, ia uite, 19, hai poate ajungem la 1,30 și ceva, ar fi super. Așa, 1,12, nu știu dacă să mai iau un căluț, suntem la mijlocul lui mai, dar am vaga senzație că în acest episod, în acest nivel, cred că rivalii mei cred că au făcut o treabă mult mai bună. Am eu așa o vagă senzație. Presimt eu. Să mai luăm un căluț, să nu mai luăm un căluț. Nu mai iau niciun căluț. Ei oricum se duc plini. Deci... fabrica din dreapta nu o să fie super, super bună în câteva zile. Qatar ar trebui să opresc. Fabrica din stânga crește? Nu crește. Deci nu opresc nici în dreapta. Trebuie să vând totul ce am. Mai am ceva de vânzare. Nu pot să mai acumulez acum prin silozuri. Nu este strategic.
trebui să vând tot ce am, tot ce am, la orice preț, la cel mai bun preț dintre cele două. Și în continuare e dreapta. Ok. Tare am vaga senzația că acum nu o să mai fiu pe locul 3, cred că o să fiu pe locul 4. Dar investim noi în tehnologie. Ok, nu mai am. Nu mai am ce... N-are rost să măresc aici, că măresc degeaba. Nu mai am deloc țiței. N-am mai cules. Ah, pot să... Fac ceva? Nu pot să fac nimic. Pot să mă împrumut. Mă gândeam că dacă e să pot să termin nivelul prematur. Dar nu m-a lăsat. Ia uite câte pungi erau aici. Ok, eu sunt relativ mulțumit. Puteau să fie prețurile mult mai bune, puteau, just. Dar eu sunt relativ mulțumit. 4.000 plus. Da, trecut am avut mai bine. Hai să vedem de ce s-a întâmplat asta. Ia, eu unde sunt? Dragilor! Sunt pe ultimul loc, dar nu cu mult. Ho, ho, ho! Ho, ho! Deci eu sunt la 4.100, 4.400 și pe 5.300 și 5.700. Deci e perfect, aș putea spune. A fost un an mai puțin productiv pentru toți patru. Atât pentru mine, cât și pentru rivalii mei. Ok. Hai să... Uit-o pe Daphne. Ce zice Daphne? Dacă s-a terminat și clădirea asta. Daphnes. Este... Tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc. Pare a fi un salon. Fă-te confortabil și simte-te bine prin mulțime. They may have interesting offers for you. S-ar putea să aibă niște oferte foarte bune pentru tine. Ok, hai să vedem la Daphne aici. Hei, Kyle, știu! Ah, Kyle este posesorul, este deținătorul companiei Left Inc. Adică fabrica din stânga. Și Ono nu îmi spune că e cel din dreapta? Ba da, bun. Deci ce zice? Dacă îi plătesc, 1300 ține prețul peste 0,56. Și Kyle zice că... ține prețul peste 0,98. Dar mă costă o gălăgie de bănuți și pe aceștia nu i-am. Îmi pare foarte rău. Poate aș fi acceptat data viitoare, data anterioară, altă dată, într-o zi cu soare, dar azi nu. William cred că este prietenul nostru de la bancă cumva, ia. Banca? Da, William. Ce zice William așa la o vorbă? Îmi face o ofertă pe sumână. Zice că impozitul, sau mai bine zis, dobânda anului următor va fi redusă cu 60% dacă îi plătesc 1400. Eu zic că până acum ne-am descurcat fără și poate reușim și acum. Dacă nu reușim acum, pe viitor poate îl vizităm pe William, aici la bodega lui Daphne, la cârciuma ei din sat cu căluțul legat în față, da, este un salon din ăla așa ca pe cum vedem în filme, uite, cu cărți, cu whisky. Ok. Hai să mergem la primărie. Poate facem și noi o treabă mai bună în acest sezon de cules țiței. Trebuie să dăm click aici neapărat. Bun. Super, nu sunt primul care se duce. Ceea ce mă încântă, m-aș duce într-un pat cu 44 și pat cu 45. Cred că aș veni aici, dacă nu vine... Dar de ce am plătit 2000? A, toți plătesc 2000. Și am fost dat afară. Incredibil. 44, 45, 40 este aici. Aici ne îndreptăm spre un... Hai noi, nu știu, mi-e frică. Hai aici. Ok, deci asta ne costă câte 2000, în afară de cei care s-au zgârcit puțin și au vrut mai multe. Hai să... Nu, țevile, dragilor. Țevile să fie mai bune. Asta o facem de aici.
să facem țevile puțin mai groase. Vedem că avem țevușca asta subțirică și o facem mai groasă. Și avem bani să plecăm la muncă. Hai, încă 2000 și am rămas cu 4203. Super! Super! Perfect! Și ne duce până în 31 decembrie. Stai să ne schimbăm poziția pe scaun în această situație. 31 decembrie, cred că pot să-mi permit să pun 3 din ăștia. Nu, că după aia s-ar putea să trebuiască să mă împrumut. Hai să pun 2 momentan. Avem țevi duble și avem încrengătură de 3 țevi. Deci putem să facem o intersecție cu țevile în 3 direcții. Ah, bun, ai găsit ceva. Hai să te pun eu pe tine aici. Ia că vine Fred. Ah, și mi-explică cum se măresc țevile. Și anume că dai click direct pe ea. Bun. Tu ai găsit acolo. O să vin și la tine. Momentan nu am bani. Trebuie să fac primii mei bănuți cu această instalație. Ok, căluțul și vânzare. Repede. Repede, la prețul de peste $1. Cred că oricine ar vrea să vândă țeiul cu peste $1 barilul. 1,5. Dacă îmi crește, cred că mai iau. Da, nu mai crește. Ok. Vinem puțin încât să mai punem o sondă în această zonă. Ok. Aha! Deci se poate face, se poate da fast forward, se poate face să se miște totul puțin mai repede, primarul meu, dragule. Mulțumesc pentru sfat. Deci poți să apeși acest buton și se mișcă totul puțin mai repede. Ceea ce e un lucru foarte bun. Ok, hai să forăm aici. Până în 31 decembrie avem tot timpul să căutăm țiței. Ne trebuie cel puțin un siloz. Hai să punem aici și să nu mai vinzi tu aici. Mulțumesc frumos. Ducem un siloz. Mai luăm un căluț. Dacă ăsta crește peste 1, ok, are șanse. Încă 9 unități. Dacă, bun, încă 8. Mi-ar plăcea foarte, foarte mult să crească, fiindcă nu prea mai am bani. Vreau să mai iau încă un nene de ăsta care caută. Hai să-l iau chiar acum. Poate îmi găsește în zona asta ceva. 93-ul, dă-i. Dă-i. Nu, 92. Hai să vând totuși un camion. Un camion vreau să-l vând. Vinde tu acolo totul. Of, cu 90, puteam să-l vând cu 93, dar e bine și 90 față de 64. Așa, și restul acum în siloz. Nenea asta nu găsește nimic, se pare. Dar acum avem bani pentru țevăraie. Că de-aia am mai vândut încă un camion. Cum ar fi să faci upgrade și să fie în loc de căluți după aia camioane, ca în Age of Empires? Ce tare ar fi! Ok, 77, 78, mulțumesc, 79, hai, tu crești aici, dacă crești, ești cel mai tare. Fă-te 95 și cu siguranță îți dau un căluț. Cu siguranță îți voi da un căluț. Deci ăsta chiar nu găsește nimica? Hai să... Nu, dar n-are rost, că la un moment dat se va plimba el și până în toată zona. Hai, vânzare. Hai cu încă un cal vânzare. Un cal putere, un cal vânzare. 1-6, bun. Hai, să văd un 1-10 cel puțin. Asta e să pun aici căluțul. Am uitat să pun căluțul. Ia uite 1-10-le. Vedem un 1-15? Acum o să înceapă să scadă, fiindcă am cobit. Am cobit? N-am cobit? Hai să mai iau un cal repede. Nu, a început să scadă. Oricum, e mult mai bine decât 0,32. Asta știe oricine. Aprilie 10.
Aprilie este luna a patra, deci la sfârșitul lui aprilie s-a terminat o treime din nivel. Și din păcate nu am golit silozul. Dacă am fi golit silozul era superb, dar acum va trebui să stopăm și aici. Hai, mai vindeți voi doi. Gata, va ajunge. Mai punem un silozul undeva mai bine, că ieșim mai în câștig. Și mi-a dispărut nenea. Mi-a dispărut căutătorul. Ce înseamnă asta, că nu mai am deloc? Ce oare înseamnă asta? Nu mai există țiței în toată harta? A, nu, e vorba de adâncime. Trebuie să investim și în adâncime. Bine, hai că mă duc PNV. Mă duc PNV încoace. Uite, 250 mă costă ca să mă duc PNV. Cu ocazia asta văd și cât de mare este punga mea. Punga mea este aproape la jumate. Sau puțin peste. Bun, și m-am dus aici PNV. Nu mă ajută cu nimica. Dacă vin aici... Nu, cred că mai mult pierd bani decât să câștig. Cred că mai mult pierd. Cum facem? Cum facem? La și dăm drumul aici la vânzare. 3, 2, 1 și... Hai căluții mei frumoși! Duceți-vă și vindeți. Dacă am dat la cai aici... A, și dacă apăs aici, ia! Ce viteză frumoasă! Așa parcă îți mai face și plăcere jocul. Ia, stai, acum vindem aici totul, că de ce nu? Am fost pe fază. Ia că-mi scade și prețul acela. Ok, au scăzut ambele prețuri. Nu mai vreau să vând nici aici. Mulțumesc frumos, sunteți foarte drăguți. Nu știu dacă să mai... Trebuie neapărat să facem upgrade-ul de... Ce zici tu aici, William? Și de ce mi-apare mie țeava peste mesajul tău? În caz că ai impresia că nu mai există ulei, dă click pe calendar și zic că ai terminat. Deci exact ce am vrut să fac mai devreme, numai că nu exista opțiune. Foarte interesant, bun. Păi să forăm tot uleiul acesta și să zicem că am terminat, fiindcă nu mai găsesc, nu mai... Ori sunt căutătorii mei mult prea neexperimentați, ori chiar nu mai există în toată zona asta de aici, așa, țiței. Una din două. Dar ca să fac manevrele acestea mă costă foarte, foarte mult. Uite, vedem aici, m-a costat 207 sau... Nu, cred că m-a costat mai mult. Cred că m-a costat vreo 250 și aici încă vreo 100. Mai bine îmi umplu eu siloazele și după aia vinem tot. Ăsta nu mai forează nimica. Și ăsta mai are foarte puțin. Ok. În curând va trebui să vând măcar un vagonet. 62, 63, uite, crește stânga, crește stânga, dă-i. Vreau să văd un 80, instant, pac. 69, 70, 71... La 80 dau drumul la primul căluț. Și uite-l. Așa. Primul căluț la 80. La 90, al doilea căluț. Uite-l. Și la un dolarel, pac, la următorii doi. Cred că nu vreau să fiu nici foarte zgârcit, dar cred că mai bine pompez acum cât crește. Da. Păi nu, că după aia vedem că scade și după aia când scade, când îmi ajung mie căluții, deja a scăzut. Deci e foarte important. Uite, de exemplu, dacă dăm acum la 1.14 și începe să scadă, ceea ce sperăm să nu se întâmple, dar dacă acum începe să scadă,
Căluții mei ar fi ajuns la un 1-5. Hai, goliți totul, repede. Goliți. Golește și tu, te rog frumos. Hai, fugi. 1-10. 1-9. Goliți repede totul. Cred că vând absolut totul ce există pe harta asta, până niciun căluț nu mai mișcă o copituță. Și dacă se întâmplă asta, să nu mai văd țipenie de cal care să se miște, încheiem episodul așa cum ne-a învățat William. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 cai. Câți am? 7 în total. E bine că încă îi pot număra. De-aia zicea... De-aia zicea grăjdarul că e bine să ai și un indice care să zică câți de fapt ai. Bun. Voi mai luați ceva? Ce mai luați? Nu mai există acolo nimica. Gata, nu? Gata? Super. Hai să terminăm nivelul. Ai zis că dacă dau click aici. Post game. Nu vreau asta. Dacă dau click pe calendar. Sau pe... Pe finanțe, nu pe calendar. Așa. A, și primești și 500 în plus, fiindcă am terminat mai devreme. Ia să vedem. Stop level. Bun. Să vedem. Mai exista țiței? Mai existau pungi? Uite, mai exista o pungă. Uuu, cât de mare e asta. Uuu, ce mare e asta. Dar am primit 1000 în plus. Am primit 500 înapoi de pe arendă. Și am primit 1000 în plus, fiindcă am terminat mai devreme. În total, 10.913. Ia să vedem rivalii mei ce au făcut. Incredibil! De unde 22 de miliarde de... De... Mult! Mult! 22, 23. Aia este! Ia să vedem, 34, 31, 22 și 15! Eu am cel mai puțin, Ricardo! Ricardo are mult, fiindcă a dat atunci boom-ul, dar acum a fost cel mai slab. Da. Data viitoare, poate găsim o arendă mai bună, poate găsim un teren mai bun și facem o treabă mai bună. Acum se pare că Joshua și Blench au găsit cele mai bune terenuri. Data viitoare le găsim noi. Dragilor, vă mulțumesc mult pentru vizionare și numai bine. Pa, pa!